Aleșii locali consideră că prin realizarea acestei organigrame privind aparatul primăriei s-ar clarifica situația funcțiilor vacante și nu s-ar mai lăsa loc de interpretări când sunt scoase posturi la concurs. Am discutat anul trecut de o organigramă în ceea ce privește aparatul primăriei. N-a fost normal să avem acea organigramă și apoi să facem concursuri, pentru că am văzut și la Centrul Cultural avem două concursuri, pe două posturi. Am văzut acolo niște criterii de selecție aberante, 9 ani, vechime. Deci, spuneți-mi, e imposibil ca oamenii să nu se gândească că sunt dedicați acele posturi. Același consilier local a mai spus și că ar trebui să se lămurească situația conducerii Centrului Cultural Sighet, întrucât în prezent managerul acestei instituții este interimar. Oare n-ar trebui să avem o conducere clară a Centrului Cultural? Pentru că înțeleg că acolo avem un interimar și apoi să facem angajări. Haideți să avem o organigramă, haideți să vedem ce șef de instituție avem și apoi facem angajări. Dar mi se pare că suntem luați așa, peste picior. Efectiv, organizăm concursul despre care aflăm din presă. Iar atât lumea cu degetul și ne spune, vă știți că la Centrul Cultural am așa? Nu, nu știu. Viceprimarul Ildică Bereș a menționat că se va ține cont de această cerere. O să ținem cont de cererea dumneavoastră și încercăm cât de repede să fie finalizată și organigrama. Promisiune în ceea ce privește organigrama primăriei Sighet au fost încă din luna august anului trecut, când consilierii locali au aprobat noua grilă de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și din instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Local.